Salut, sunt Răzvan de la mindspot.ro și astăzi sunt împreună cu Mihai din nou. Discutăm despre noile boostere Jumpstart care se doresc un fel de get to magic quick, nu? Adică da, îți faci practic jump in the game, de aia și zice Jumpstart. Da, e o alternativă practic Magic the Gathering la Keyforge, pentru cei care au jucat Keyforge. Poate o să discutăm și de Keyforge odată. Odată o să... Că mai am multe în stoc. Da, Keyforge, din păcate, n-a avut succes. O să aibă Jumpstart. O să aibă Jumpstart, dar încerc să dau seama de ce Keyforge n-a avut succes. Nu e un money pit, ca să zic așa. Probabil n-a mai fost susținut cum trebuie. Da, n-au venit cu suport pentru cum suntem noi, Brick and Mortar Store, și avem in-house play. N-au venit cu nimica și deși am jucat, mie mi s-a părut foarte fain. E un fel de control acolo. Da, ok. Hai că am deviat de la Jumpstart. Așa arată cutiile de boxurile de Jumpstart. Înăuntru găsiți niște boostere mai grăsuțe, care arată cam așa. Sunt 20 de carduri înăuntru și aici vedeți mecanica de joacă. Ideea este că vei combina două boostere pentru a face un deck. Construi un deck. Exact. Și sunt o grămadă de posibilități, combinații de N luate câte două. Fiecare din ăsta este unic, nu? Adică chiar dacă, de exemplu, o să vedeți că sunt denumite boosterele, fiecare deck are o denumire, de exemplu, dacă ei... Ce ai luat acolo și... Da, asta vrem să spunem. Fiecare booster are o tematică, ca să zic așa. Dar asta nu înseamnă că două boostere cu aceeași temă sunt chiar identice. Există variații în cazul aceleași teme, asta e ideea. Hai să desfacem... Da, vom desface un... Două boostere, da. Vedem ce e înăuntru. Vedem ce conțin. Nu ne permite mai mult în criză. Doar de un deck. Așa, vedeți că vin înfoliate. Nu, un pic mai încoace. Exact. Vin înfoliate. Sigilate. Și au tema. Aici au este tema, culoarea. Moro Black, culoarea și vampiri. Vampiri. Hai okay. Să desfacem mai Twilight dat. Rules. Deci dacă veți mai trage din altă parte, din alt booster, alt vampir, nu o să fie identice decurile. Posibil sau... Ai pățit? Posibil nu. Nu am întâlnit. Identice. Varietatea pune e jos de, și apoi mai ridic eu din ele. Destul sau... de mare, deci asta am văzut, e front card. Poate fi folosit ca... Are vreun rol în joc? N-are niciun rol de pune deoparte. Separator sau ca token sau collectible. Da, nice artwork oricum. Ca de obicei la Magic, adică... Okay. A fost vreun set de Magic care a fost prost ca și urât? Să zicem așa? Artwork-ul? Da. Da, au fost la începuturile Magic-ului. La începutul Magic-ului, când nu aveau atâția bani să nu bage... Nu aveau bani să plătească artiști, nu? Da, exact. Ok, na, hai să vedem ce conține asta. Dacă okay. Vrei, mi-l dai mie și... O să dau ție cărțile. Ok, avem prima rară. Exquisite Blood, un enchantment, 5 mana... Scumpuță pentru un deck mic. Adică dacă ar fi să joci monocolor... Dar cu o abilitate foarte puternică. Whenever an opponent loses life, you gain that much life. Ceva în temă cu vampiri. Nu, știi că erau la început welcome deck-urile alea.
în care tot așa aveai, cred că tot 20-20 sau 30-30, cred că sunt, nu mai știu. 30-30 erau. Da, și le puteai combina. Le puteai și juca versus. Astea versus nu se pot juca unul. Nu, 20 contra 20. Nu prea așa. Adică ar trebui să mai adaugi ceva în ele. Nu, ideea e de a lua două boostere din care îți faci un deck. Servim la carte, o carte foarte puternică, o carte foarte puternică în multiplayer și în formatul Commander. Mhm. Deci poți să le scoți din Jumpstart și să le pui într-un Commander. Îl ne aducem aminte de Rogue-ul respectiv din Commander-ul. Poate ar fi mers acolo, că ăla n-avea atâta life. Da, cartea asta merge și în deck-ul ăla. Whenever an opponent loses life. E o carte foarte puternică. N-am cuvinte, e una din cărțile mele preferate. Da. Ok, o rară. Sam Romancer. Un vampir, o vampiriță. Cu flying, 3-3. Sunt o opțiune bună pentru a-ți găsi cărți interesante? Da, au o grămadă de reprinturi. O grămadă de reprinturi care pot fi jucate în tot soiul de formate. Commander în special. Mm. Ok, încă un zombie vampir. Cum poate să fie un zombie vampir? Sau un vampir zombie? Sau cum? Care nu-i dublă negație aici? Da, e și zombie și vampir. Probabil a renunțat la a se hrăni cu creier și... Și a trecut la sânge. Gustul sângelui, da. Am înțeles. Ok. Ok. Este gagicuța din vampirul șef. Cover girl. Whenever you gain life, put +++ plus on blood. Da, deci o carte crește în sinergie cu jocul. Detach lifelink, alt lifelink. Simplu, eficient. Bun, astea parcă le văd în deck-ul ăla. Nu știu de ce. Le vezi în deck-ul de commander. Da. Cum îl chema pe rog, că am uitat. Nu mai știu. În fine. N-01. Da, ok. Mergem mai departe. Alt vampir. Alt vampir. Care crește. Care crește și el. Un recursion. O carte care face damage. Și gain life, da. Instant, minus 3, foarte frumos, l-ai nenorocit pe ăla care dădea în tine, înainte să dea în tine. Da. Ok, un vampir. Și ăsta e cu Gain Life, toate creaturile. Ai mai desfăcut booster de vampir? Da, mi-ai desfăcut. Și comparativ cu ce ai mai desfăcut? Să știi că aici am avut mână bună. Da. Dar nu cred că toate pachetele conțin două rare. A, au fost două rare. Nici n-am băgat de seamă. Primele două au fost primele două rare? Primele două, da. Ok. Thriving Moor. Un land versatil care merge în deck-urile multicolor. Încă un vampir. You gain, you lose. Prima creatură. Știți ce vreau să zic. Adică câștigi viață. My gain, you moartea. Lose. Exact. Sună Transformers. Ok. I rise, you die, cum era, nu? O creatură, prima creatură care nu e vampir. O oroare. Mm-hmm. Scrie, acum am observat. Că scrie la fiecare din ce set face parte, nu? Din ce set, da, e simbolul setului. Unele cărți sunt noi. Unele cărți sunt... Și care e simbolul pentru noi? Simbolul pentru noi... Sau nu? Nu-s... Cu siguranță asta e o carte nouă. Care? Asta e cu siguranță o carte nouă. Nu, cred că doar cele din M21 au simbol diferit.
Ah, ok. Doar cinele din M21 au simbol diferit. Celelalte sunt ori reprinturi, ori cărți noi. Ok, și ce mai avem acolo? Swampuri. Swampuri, da. Asta e un artwork nou pentru setul ăsta. Iar astea sunt niște swampuri cu artwork-ul din M21. Hai, te scrie și pe ele. No, bun. Ăsta a fost un booster negru cu o vampiriță pe post de lider. Hai să vedem ce okay, face. Ok, să trecem la al doilea, vampirii. Cu cine se luptă vampirii? Acum trebuie să luăm unul de alb. Unul de alb, niște îngeri. Ok, ceva predicții? Un albastru. Un verde. Verde, ok. Să vedem cine... Cine are dreptate. Cine va câștiga la loto? Un verde este... Ai avut dreptate. Puneți-l pe Miță să tragă pentru voi boostere, că știe. Ok. Nu, astea practic sunt culorile mele preferate în comandă. Negru, verde, negru, alb. Mm. Ce avem acolo? Un predatorii. Prădători, niște da, prădători. Niște prădători. O să avem creature-uri puternice, probabil. Un artwork de Wayne Reynolds, dacă... Păi ne spune-ne tu cine e. Nu mă înșel. Scrie aici. Scrie? Da, Wayne Reynolds. E cineva important? Mă scuzi că profanul... Nu, dar are un stil aparte. Da? Da, mai cartuni și... Aha, ok. Hai să ok, pune... să trecem la lucruri serioase. Să... Da. un instant. Am început instant, cu un instant. Începem cu un instant, exact. 4 mana, un spell care te forțează să sacrifici o creatură proprie, dar îți oferă un card advantage, un card draw egal cu power-ul. Sacrificat. Creaturii sacrificate și pe urmă îți câștigă viață. Și încă o rară. Și încă o rară, da. Iar avem noroc. Iarăși pe Sacrifice a beast, you gain four life. Acum depinde cât de... Da, cumva compensează. Cumva... Ah, că e și a creature itself. Cumva compensează... Instantul ăla? Nu, zic decul de vampir. Ah, ok. Adică ar merge... Ar merge unul împotriva celuilalt. Ok. Ce mai avem? O necomună. Recursion. Asta e din M21. Da, merge bine în deck. Practic, creaturile sacrificate pot fi întoarse cu instantul ăsta. How cute, Tindric. Da, e o bestie, un pseudo-removal în verde, când intră în battlefield, se luptă cu o creatură adversarului. Un card draw în verde, oricând binevenită. Un purceluș. Create a board, când moare. Da, când moare purcelușul... Se transformă în brut. Prin moarte se transformă într-un adult. Da. O altă creatură. Cum era? Predatorii, nu? Da, o altă creatură. Sabertooth. Tiger. Mauler. Un purcel. Alt purcel. Practic, da. Prădătorii... felinele. Și îți dă life purcei. Înapoi. Predator and prey. Ok. Destroy target. Destroy target. Enchantment și creatures. Creatures cu flying. Asta e un ramp. Creatură care îți... Scuze, dar vreau să văd când e foarte ciudat Arturcu. Arturcu? Mm-hmm. Adică e ciudată creatura.
Da, e o fină referință la niște creaturi din Pleistocen, ca să zic așa. Mm-hmm. Și ăsta și Indricul. Păi da, că are aici un fel de dinozaur acolo. Un land, versiunea pe verde, ca să zic așa, celuia din decul de negru. Și asta este artwork-ul, artwork-ul de Time to Feed. Ce face? Omoară, dacă omoară, primești viață. Da, da. Deci temele sunt sacrifice, fight. Fight a lot, fight, fight. Și asta fight, e artwork-ul nou pentru artwork-ul Forest, nou, nu? Pentru deck, da, exact, niște plante carnivore. Mm-hmm, că predatorii, why not be plants? Și artwork-uri din Evolution. Să vedem cum ar merge combinate cele două, cele două pachete pentru a forma un, un pachet de draft. Setul ăsta a fost intenționat pentru draft, un draft mai simplu, ca să zic așa. Iei două boostere, le combin, deck-ul e gata, făcut, poți juca, da. Și, în general, se potrivesc împreună? Hai să vedem când ne mai permite timpul. Practic, mana fixing-ul e asigurat de cele două, cele două land-uri thriving. Zine ce faci. Așez cărțile pe tipuri, creaturi, sorcery, instanturi. Cred că n-am văzut niciun artefact. Nu ne duc aminte. Cum ți s-ar părea pentru începători? E un produs foarte bun, deci practic nivelul, nivelul cărților e mai bun decât în alte variante, în intro deck. Acum depinde ce vrei să joci, ce format vrei să joci. Astea nu sunt cărți de, nu sunt cărți de standard pentru formatul standard. Sunt cărți cu care îți poți dezvolta, știu și un deck de commander sau așa ceva. Deci, sau efectiv, efectiv, efectiv de fun. Uh-huh. Poți, poți juca, de exemplu, în varianta asta. Iei 10 boostere. Da. Asta înseamnă 5 deck-uri. Corect. Și îți combini... Și le combini în toate variantele posibile. A trecut mult de când terminat liceul, ca să spun exact care e numărul de combinații de 10 luate câte 2. Dar poți și așa să ai un joc de sine stătător, practic 10 boostere din care îți faci 5 deck-uri, le combini în toate felurile posibile, le ții în cutie, le scoți, joci, le pui în cutie. Dar trebuie să ai grijă să le separi tot timpul. Da, la sfârșitul jocului să le separi. Și e ca un joc de, de sine stătător. Nici dacă îți place și nu mai vrei să investești în Magic, e ok, rămâi cu ele, joci când ai chef. O să joci forever. Ca forever, da. Da, deci din ce văd se încadrează. Cam puține creaturi. Se încadrează în regulile de construcție a unui deck de draft. Și, hai să trag land-urile astea de aici, că le mai numărăm? Mai vrei să vezi ceva? Nu, le, nu le mai numărăm, e ok. Păi să iei număr egal între ele, nu? Da, e număr egal, vor fi 6. 7. 14. 7, 2, 3, 16. 4, 5, 16 lente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deci 14.
14 cu încă două între ele, nu? Exact. 16 land-uri. creaturi. 15? Da. Și de ce ai zis că-s puține? Sunt cam puține, 15 într-un deck de draft, urmărești să joci 16, 17. Acum, cât ai zis? 15. Acum da. Se încadrează. În... Suntem aproape, suntem pe acolo. Da, erorile. În schimb... Acceptate. Da, o selecție drăguță de instant-uri și sorcery. Tu să vii mai încoace când se vede. Așa. E bine. E bine. Ok. Da, și... se încheagă într-un deck decent de draft. Și care are potențial pentru commander. Da, o grămadă de cărți cu potențial de commander, Exquisite Blood, cărțile pe tematica vampir pentru un deck specific de vampir, cele de verde, iarăși. Da, se potrivește cu ce am discutat înainte, și pe negru și pe verde. Și pe negru și pe verde. Cu om bun și cu ăla pe care nu mai știm cum îl cheamă. Sau omul eu nu mai știu. Și... Omul bun și omul rău. Omul negru. Ok. Okay. Asta a fost jumpstart-ul. Îl recomandăm și pentru începători și pentru avansați. Cred că e destul de versatil pentru, da, da, pentru da. Oricine. E un... Care și vrea să se apuce de Magic. E un produs foarte reușit. E un produs foarte reușit pentru cine vrea să se apuce de Magic și... Destul de greu de găsit, ca să spunem așa. Au avut probleme, asta nu știu dacă știi, au avut probleme la lansare. N-au reușit să producă suficiente boxuri și eu am primit cu țărăita, ca să spun așa, adică foarte puțin din ce ar fi trebuit să primesc pe Jumpstart. Na, să sperăm că o să-l mențină și o să tot apară. Cam asta a fost al treilea episod al nostru de Magic într-un an de pandemie, că probabil dacă nu era an de pandemie, erau mai multe drafturi și n-aveam timp să filmăm, nu? N-aveam timp de unboxing. Și din astea. Ideea este că vrem să vă facem cumva să vă atragem către partea asta de Magic și pentru că am terminat cam ce era acum lansat de curând. Seturile hot. Așa, seturile hot. Poate ne spuneți ce vreți să mai vedeți de la noi. Ne-am gândit să facem un how to play pentru începători. Nu știu, poate să discutăm o dată despre cum să faci un draft, cum să-ți construiești un deck de commander. Commander, nu? Exact. Și orice alte întrebări, Miță e aici să răspundă. Eu mai mult cu întinsul mâine. Salutare!